Bianca nu e de acord cu mine. Bianca spune că lucrurile ar trebui privite dintr-o altă perspectivă. Ea este cu paradigme, mi le întoarce, mi le zăpăcește, mi le... Zice că pe final de martie lucrurile se complică, mai ales pentru aceia care... Bună dimineața, mai ales pentru aceia care sunt foarte posesivi și nu pot să renunțe la anumite averi sau chiar la anumiți oameni. Tot ce credem că o să deținem, de fapt o să rămânem fără. Dar hai să ne concentrăm pe ce se întâmplă astăzi pe cer, când avem super multă energie, deși vor fi și câteva momente în care unii clocotesc de pasiune, alții de nervi. Și tot astăzi ne-am putea teme că nu avem suficient timp să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Implică-te cu toată forța în proiectele pe care le-ai început și au nevoie de un impuls. Totodată nu lăsa stresul de la muncă să te facă să uiți de nevoile tale emoționale. Taur, ai flair să descoperi noi oportunități financiare și le găsești chiar și acolo unde ceilalți nu vedeau vreo comoară. Vei avea și o discuție onestă cu o persoană cu autoritate în viața ta. Gemeni, poți aborda pe cineva necunoscut, dar va merita efortul să ieși din zona ta de confort. În schimb, nu ai foarte multă răbdare să asculți poveștile cuiva. Rac, chiar dacă afli ceva și ai vrea să strigi în gura mare, mai bine păstrează totul pentru tine. Alți raci muncesc peste program și oboseala începe să-și spună cuvântul. Leu, astăzi ți se oferă șansa să strălucești la locul de muncă sau, pur și simplu, pe plan profesional, ai momentul tău de faimă și atragi toate privirile asupra ta. Fecioară, dacă ai cunoscut de curând pe cineva, nu o să ajungeți prea departe dacă îi vânezi fiecare greșeală. Și la birou s-ar putea să cauți nod în papură și să te enervezi din niște fleacuri. Balanță, mai mult ca sigur, nativii singuri verifică astăzi dacă persoanele care ajung în raza lor vizuală au potențial de relație serioasă. Alte balanțe să suportă cu stoicism autoritatea partenerului sau chiar a unui client. Scorpion, un angajat care se mișcă prea lent pentru gustul tău, un coleg care nu își face treaba, ți-ar putea strica nițel buna dispoziție. Alți scorpioni, într-un fel sau altul, ușurează viața celor din jur. Săgetător, în loc să treci cu vederea peste un incident, vei prefera să deschizi un subiect care nu este tocmai confortabil. Nu este exclus ca unii nativi să fie trădați sau bârfiți, dar așa află și ei ce oameni au în jurul lor. Capricorn, unii nativi decid că este timpul să facă renovări pe acasă sau se ocupă de un proiect imobiliar. Alții plătesc niște muncitori care ar putea fi de altfel și motivul pentru care se supără astăzi. Vărsător, nu ar strica să vezi lucrurile dincolo de logică și din când în când măcar să-ți mai arăți și tu emoțiile. Cei din jur pot considera că nu îți pasă, ceea ce știm deja e fals. Pești, ai putea investi în frumusețea ta, fie că vorbim de o vizită la medicul estetician sau la coafor. Alți pești intră în contul de economii fără să stea prea mult pe gânduri. Acesta a fost horoscopul. Găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, astrolog Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire!